Te-ai întrebat vreodată în ce situație două figuri sunt asemenea și la ce ți-ar folosi această informație? Două figuri sunt asemenea dacă au aceeași formă, dar nu neapărat aceeași mărime. Mai exact, toate laturile corespunzătoare a două figuri asemenea sunt proporționale și toate unghiurile corespunzătoare sunt congruente. De exemplu, majoritatea televizoarelor dreptunghiulare sunt asemenea, deoarece toate au aspectul de 4 pe 3. Asta înseamnă că ecranele televizoarelor obișnuite sunt produse astfel încât lungimea este 4 pe 3 din lățime. Utilizând raportul de 4 pe 3, un televizor cu o diagonală de 25 de inci va avea dimensiunile de 16 inci pe 9 inci, iar un ecran cu o diagonală de 40 de inci va avea dimensiunile de 32 de inci pe 24 de inci. Asemăna Marea este folosită adesea pentru producerea prototipurilor de aceeași formă. Să aflăm cum. Privește aceste pătrate. Lungimile pătratului mare sunt de 3 ori mai mari decât cele ale pătratului mic. Raportul lungimilor laturilor celor două figuri are valoarea egală cu 3. Aria pătratului mai mic este egală cu 9 cm pătrați. Aria pătratului mai mare este egală cu 81 cm pătrați. Aria pătratului mare este de 9 ori mai mare decât aria pătratului mic. Raportul ariilor acestor două figuri are valoare egală cu 9. Raportul ariilor a două figuri asemenea este egal cu raportul de asemănare la puterea a doua. Privește următoarele cuburi. Muchiile cubului mare sunt de patru ori mai mari decât cele ale cubului mic. Raportul lungimilor muchiilor celor două cuburi este egal cu patru. Volumul cubului mic este 8 cm cubi. Volumul cubului mare este 512 cm Raportul volumelor acestor două cuburi are valoare egală cu 64. Raportul volumelor celor două cuburi este egal cu raportul lungimilor muchiilor celor două cuburi la puterea a treia. Pentru o mai bună înțelegere a asemănării, îți propunem să rezolvăm o problemă. Avem două paralelograme, care au laturile respectiv proporționale și unghiurile respectiv congruente. Care este lungimea lui CD? CD supra GH egal BC supra FG. CD supra 3 egal 3,5 supra 1,5. CD egal 7 cm care este raportul lungimilor laturilor AB și EF din figurile EFGH și ABCD, 3 pe 7. Care este măsura lui E? E egal 110 grade, deoarece cele două paralelograme au unghiurile respectiv congruente. Până acum am prezentat noțiuni despre asemănare și am aflat cum se scriu rapoartele de asemănare. Dar ce prevede teorema fundamentală a asemănării și cum poate fi folosită aceasta în situații concrete de viață? Teorema fundamentală a asemănării o paralelă la una dintre laturile unui triunghi formează cu celelalte două laturi sau cu prelungirile lor un triunghi asemenea cu cel dat. Astfel, DE paralel cu BC rezultă triunghiul ADE, asemenea cu triunghiul ABC. BC paralel cu DE rezultă triunghiul ABC, asemenea cu triunghiul ADE. BC paralel cu ED rezultă triunghiul ABC, asemenea cu triunghiul AED. Și acum o situație concretă. În cadrul programului de orientare turistică cu Muntelui, sunt activități care se desfășoară pe parcursul a trei zile. La aceste activități participă echipe de elevi care își testează curajul, atenția, capacitatea de a lua decizii rapide și de a-și forma de de orientare în mediul înconjurător. În prima zi se formează echipele, fiecare echipă având câte patru elevi și se stabilesc regulile concursului. În a doua zi, se face deplasarea în echipe într-o zonă din apropiere pentru cunoașterea diverselor indicii ajutătoare pentru deplasarea în natură. În a treia zi, demarează concursul de orientare. Echipa alpiniștii are ca sarcină deplasarea de la tabără până la muntele din apropiere și aflarea înălțimii acestuia, trecând obligatoriu prin pădurea aflată între tabără și munte. Ei mai știu că la intrarea în pădure se află cel mai înalt copac ce măsoară 30 de metri. Având o ruletă, o busolă, un carnețel și un creion, cum vor afla ei înălțimea muntelui? Mai întâi se stabilește punctul O, astfel încât să fie coliniar cu vârful C al copacului și cu vârful M al muntelui. Doi membri ai echipajului măsoară distanța de la copac la munte, iar ceilalți doi distanța de la copac la punctul O. Notează în carnețel următoarele date. AB egal 1350 metri, OA egal 50 metri, AC egal 30 metri. Calculează apoi OB egal 1350 metri plus 50 metri egal 1400 metri și vor să afle în cel mai scurt timp înălțimea MB a muntelui. Din relațiile CA perpendicular OB și MB perpendicular OB obținem CA paralel MB aplicăm teorema fundamentală a asemănării în triunghiul OMB pentru că CA paralel MB. Conform acestei teoreme, triunghiurile OCA și OMB sunt asemenea și, din raportul de asemănare MB supra CA egal OB supra OA, obținem MB egal 30 ori 1400 supra 50 egal 840 metri, adică înălțimea muntelui. Iată cum teorema fundamentală a asemănării te poate ajuta în situații concrete de viață și eventual să câștigi concursuri de orientare turistică. Dacă ți s-a părut utilă informația, dă de veste colegilor și profesorilor tăi și nu uita, te așteptăm cu noi conținuturi din matematică.